Lăudați să fie Dumnezeu pentru această oportunitate pe care o avem să ne hrănim din cuvântul Său în această perioadă problematică. Ne aflăm în plină desfășurare a acestei serii de mesaje intitulată Adevărate soluții pentru adevărate probleme. Și... Cei care ați participat împreună cu noi online, adunările precedente, ați învățat împreună cu noi că adevăratele probleme sunt de natură spirituală, prin urmare, adevăratele soluții sunt de natură spirituală și am învățat de la noi un om care a supraviețuit potopului, că nu-l poți înțelege în mod total pe Dumnezeu, dar te poți încrede în Domnul în mod total. El este demn de toată încrederea. Duminica trecută am analizat împreună modul în care Moise, omul lui Dumnezeu, împreună cu poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, au supraviețuit deșertul lui. O mare criză și noi am afirmat duminica trecută că deșertul este o experiență care ne provoacă emoții și emoția emoțiilor este. Emoția aceasta, senzația aceasta de nesiguranță, care generează tot felul de emoții negative, iar concluzia de duminica trecută a fost aceasta. Soluția pentru deșert este dependența de Dumnezeu. Iar dependența de Dumnezeu nu o putem învăța din predici sau din uh, programe de biserică online sau din cărți. Indep uh, dependența de Dumnezeu. O putem învăța prin experiență practică. Situațiile dificile sunt oportunități pentru a ne învăța pe noi înșine să depindem de Dumnezeu în așa fel încât să putem spune că Apostolul Pavel pot totul în Hristos care mă întărește. De ce Apostolul Pavel putea totul? Pentru că el se învățase să trăiască și în belșug, să trăiască și în lipsă, să se bucure de respect și promovare, să fie o persoană influentă, dar de asemenea să se confrunte cu opoziția și cu prigoana, cu persecuția. El, în cele din urmă, a spus pot totul. Adică fac față, am învățat să depind de Dumnezeu prin toate aceste dificultăți, prin toate aceste experiențe ale vieții. Cei care nu ați avut posibilitatea să participați cu noi online, găsiți la această adresă de internet arhiva video a adunărilor și a mesajelor din această serie și găsiți alte resurse, de asemenea, pe pagina de internet a Bisericii Filadelfia, filadelfia.md. Și astăzi continuăm cu cel de-al treilea mesaj din seria Adevărate soluții pentru adevărate probleme, gândindu-ne că una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă omenirea este problema încălcării drepturilor omului. Problema aceasta este atât de acută și în topul națiunilor care se confruntă cu o serioasă criză umanitară. O sfidare a drepturilor omului este Yemen. Această țară din sudul Arabiei Saudite se confruntă cu cea mai mare criză umanitară din lume, am afirmat. Da, se află de 5 ani în război civil, aproximativ 24 de milioane de oameni, 80% din populația țării se află în mare nevoie pentru resursele elementare ale vieții. Da? Aproximativ 30% din populația țării suferă de malnutriție, nu au ce mânca, nu au mâncare suficientă. Iar 68% din populația țării nu au. Acces la asistență medicală, la ajutor medical. Imaginați-vă cât de dură și cât de dificilă este viața în această țară. Și trebuie să ne gândim la nevoile elementare, la drepturile elementare pe care le au oamenii în general. Doctorul a. Martin Luther King Jr. a făcut această afirmație care îmi place foarte mult: Nedreptatea în vreun loc este o amenințare a dreptății în orice loc. Iar eu cred, și concluzia mea este că drepturile nu sunt ceea ce trebuie să ni se dea, ci ceea ce nu ar trebui să ni se ia. Trebuie să recunoaștem, oameni buni, că în lumea noastră, în general, sunt probleme serioase în domeniul drepturilor esențiale ale oamenilor și în țara noastră, aceasta nu face excepție, aici, la noi acasă, ne sunt amenințate unele dintre cele mai elementare drepturi pe care noi oamenii le avem trăind în această lume. Și pentru a găsi soluția pentru asemenea criză, pentru a identifica modul în care poate fi rezolvată o asemenea problemă, mă gândesc că 2400 de ani în urmă, deci cu 400 de ani înainte să vină Domnul Isus Hristos în lumea noastră, în Imperiul Persan, care se întindea de la granița Indiei inclusiv uh, Egiptul uh, și Libia. Deci uh, o mare parte din lumea cunoscută atunci a intervenit o criză umanitară serioasă despre care vă invit să citim împreună în ce consta această criză. Citim în Sfânta Scriptură următorul text, următoarele concluzii. Regele Imperiului persan avansase la rang de șef al administrației regale pe un om care nu avea cea mai bună atitudine, care nu îl influența pe rege în modul cel mai bun, nu avea cele mai bune gânduri. Și la un moment dat, pentru că beneficia de respectul și încrederea regelui, a venit la rege cu următoarea Cerere, cu următoarea cerere. Dacă regele aprobă, doresc să se scrie un decret care, care prevede că ei, se referă la poporul evreu, la evrei, să fie distruși, iar eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujitorilor mei ca să fie puși în tezaurul regelui. Regele și a scos inelul, atenție liderii, cu încredințați încrederea totală, regele și-a scos inelul de pe deget și i l-a dat. Și a spus, poți să ți păstrezi argintul, iar în legătură cu acest popor, ai aprobarea mea să procedezi cum consideri tu că trebuie. Libertate totală, autoritate de plină. Și continuăm să citim, S-a scris în numele regelui Ahasveros și apoi a fost pus sigilul folosind inelul regelui. Scrisorile au fost trimise prin curieri spre toate provinciile regelui, în întreg imperiul persan. Ele vorbeau despre distrugerea, omorârea și exterminarea tuturor iudeilor, tineri și bătrâni, copii și femei, într-o singură zi. Totul a fost hotărât. Decretul a fost formulat, ștampilat cu, decret, cu inelul regelui și a fost trimis prin curieri, prin poșta royală, poșta de stat, poșta secretă, în toate provinciile Imperiului Persan. Acest decret prevedea exterminarea, distrugerea, omorârea și exterminarea tuturor iudeilor și în acea vreme cea mai mare parte a evreilor locuiau între granițile Imperiului Persan. Aceasta însemna stârpirea tuturor iudeilor, distrugerea națiunii Israel o procente. Era ziua hotărâtă. Toți, în toate localitățile trebuiau să fie omoriți în aceeași zi. Vă imaginați ce criză umanitară? Vă imaginați cât de serioasă era problema din Imperiul Persan? Însă nimeni nu știa că în acest decret, prevederile și rigoriile acestui decret, distrugerea, omorârea și exterminarea tuturor iudeilor, era inclusă și regina, Imperiului Persan. Nimeni nu știa în acea vreme cine este Regina și cărei națiuni, cărui grup etnic din Imperiul Persan aparține Regina. Și pentru aceasta aș vrea să facem o scurtă, ca să înțelegem cum stau lucrurile, să facem o scurtă incursiune în istoria Reginei. Da? Cine este Regina? Și cum a ajuns ea să fie regină? Regele Imperiului Persan a decis să ofere un banchet, atenție, să ofere o distracție, o sărbătoare pentru toți liderii din, toată, din toate provinciile Imperiului Persan în capitală timp de 180 de zile. Da, bine ați auzit. Timp de șase luni au sărbătorit, au celebrat, au benchetuit, au băut și s-au distrat toți liderii din întreg imperiu persan. La sfârșitul acestor 180 de zile de banchet, regele a decis să mai intervină cu șapte zile de banchet oferit la care să fie invitați toți locuitorii capitalei Susa. Toți. Locuitorii capitalei Susa erau invitați și bineveniți la acest banchet finanțat de rege, iar administrația regală avea indicația și obligația să ofere orice, oricât de mâncat și de băut tuturor celor care participa la, participa la eveniment. La sfârșitul acestor distracții și acestor banchete, regele a decis să își invite, să-și aducă regina să o arate publicului care participa la sărbătoare pentru că frumusețea ei era una rară. Regina a refuzat și s-a creat o criză în imperiu. Iar oamenii de stat l-au sfătuit pe rege că regina trebuie să fie lipsită de coroană și să fie pornit un proces de identificare a unei noi regine. În felul acesta, toate familiile din Imperiu se vor bucura de ordine, soțiile vor respecta bărbații, atenție soții, atenție bărbați, da? Fiecare are locul lui, trebuie să ne respectăm unul pe celălalt, nu vorbim despre aceasta, dar continuăm. În felul acesta, în procesul de selectare, un proces foarte sofisticat, da? A fost organizat un fel de mis imperiul persan și diferite domnișoare candidau pentru acest rol de regină, pentru acest post vacant de regină. În felul acesta a participat și Estera și a devenit regină, a fost aleasă regină. Ea era evreică, o sclavă eliberată, pentru că regele eliberase din sclavie, din uh, rândurile prinșilor de război uh, pe evrei și era orfană de mamă și de tată și era adoptată, o crescuse și o adoptase verișorul ei. Cum a reușit ea să obțină acest titlu, să devină regină? Să devină regină în Imperiul Persană. Foarte simplu, citim în cartea estera, era mereu și mereu cuvântul bunăvoință. Cuvântul cheie este bunăvoință. Bunăvoința schimbă totul și aș vrea în această zi, oameni buni, să notăm, să ținem, să punem în memoria noastră, să agățăm pe un cârlig la îndemână acest cuvânt cheie. Bunăvoință. Crizele umanitare. Pot fi soluționate dacă obținem bunăvoință. Despre aceasta este vorba. Regina Estera, domnișoara Estera, a ajuns regină pentru că a obținut bunăvoința tuturor. În capitolul 2 citim că ea a obținut bunăvoința lui Hegai, care era responsabil pe acest proces de selecție. Da? Apoi, în capitolul 2, versetul 15, citim: că Estera fusese bine văzută de toți administratorii, de toți supraveghetorii de la palatul royal care se ocupau de uh, soțiile, de, de, de domnișoarele și doamnele din jurul regelui. Apoi, în, în versetul 17, citim că Estera s-a bucurat de bunăvoința regelui. Regele a iubit-o pe Estera mai mult decât pe oricare dintre femeile care au fost aduse în fața lui. El s-a comportat cu ea având mai multă bunăvoință, cuvântul bunăvoință, decât în cazul oricărei alte fecioare. Și în felul acesta, Estera a ajuns regină, a fost încoronată în locul reginei vaștii care și-a pierdut demnitatea de regină din cauza refuzului despre care v-am spus. În această situație, Estera a devenit regină cu drepturi de plină, a fost încoronată, ați învățat cum? ne aflăm în plină criză umanitară din cauza decretului de exterminare a evreilor. Este era aflat de la verișorul ei, care era un ofițer în garda de la Palatul Regal, că lucrurile sunt deosebit de serioase, decretul a fost promulgat, ziua este stabilită în care toți evreii, de la mic la mare, aveau să fie uciși, aveau să fie distruși și exterminați. Ce se putea face? Întrebarea este una foarte serioasă. Ce se putea face atunci? Mardocheu, așa-l chema pe verișorul, pe tatăl adoptiv al reginei Estera, i-a transmis un mesaj reginei că are nevoie poporul ei, națiunea ei, grupul ei etnic, are nevoie de intervenția ei la rege, pentru că soarta lor este pecetluită. Iar regina i-a răspuns, în Imperiul Persan există o lege foarte strictă, că nimeni nu are dreptul să meargă la rege fără să fie invitat de rege. De fapt, oricine are curajul sau posibilitatea să se apropie de rege să intre în curtea Palatului Regal fără invitație, este pedepsit cu moartea. În felul acesta filtrau probabil pe toți cei care puteau să atenteze la viața regelui. Singura excepție era dacă regele întindea sceptrul său de aur spre acea persoană care a apărut neinvitată în curtea Palatului Regal. Regina a spus, este, este vorba de moarte atunci Mardoheu i-a trimis înapoi următorul răspuns să nu îți imaginezi că fiind în palat tu vei fi singura persoană dintre toți iudeii care nu va muri să nu crezi că te afli în zona de confort și tot ce trebuie să-ți pese este să-ți pese de confortul tău pentru că în viață lucrurile nu funcționează așa, atenție cei care vă bucurați de autoritate cei care vă bucurați de bunăvoința celor din jurul vostru, de bunăvoința șefilor, superiorilor voștri, autorităților statului, aceasta nu înseamnă ca în mod egoist să celebrezi zona de confort. Noi suntem oameni chemați de Dumnezeu să folosim oportunitatea pe care ne-o creează câștigarea bunăvoinței, pentru binele celor din jur, pentru binele celor din neamul nostru, pentru binele celor neprotejați, pentru binele celor care nu se pot proteja pe ei înșiși. Este foarte important acest lucru. Și continuăm să citim. El spune: Dacă vei tăcea acum, consolarea și salvarea iudeilor va veni din altă parte, dar tu și familia Tatălui tău veți muri. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns în conducerea Regatului? Cu alte cuvinte, omul acesta, Mardocheu, tatăl adoptiv al Reginei, îi spune: a te proteja. Nu înseamnă a te eschiva. Poate tocmai pentru asemenea situație, Dumnezeu te-a făcut regină, poate tocmai pentru o asemenea soluție, ești acolo unde ești. Ai învățat lecția, ai notat acest principiu. Este foarte interesant. Și citim în continuare că estera se protejează. Dar nu doar, ea și acționează. Nu doar acționează fără a se proteja și nu se protejează fără a acționa. Pentru că dacă nu-ți protejezi propria persoană și devii victimă, desigur nu-i poți ajuta pe cei care au nevoie de ajutorul tău. Dar dacă doar ai grijă de propria persoană și neglijezi ceea ce ai putea face pentru cei care au nevoie de intervenție uh, imediată, cu ajutorul tău, de protecția ta, desigur, nu ești decât un egoist care se bucură de zona de confort. Estera a decis să se protejeze și să acționeze. Cum să se protejeze, desigur? Noi am discutat cu duminici în urmă că adevăratele probleme sunt de natură spirituală, prin urmare adevăratele soluții sunt de natură spirituală. Estera cheamă întregul grup etnic, întregul poporul iudeu la o mobilizare spirituală și le spune, „Dute, te pe toți iudeii care locuiesc în Susa și postiți pentru mine. Nu postiți pentru schimbarea decretului acum? Nu postiți pentru voi să scăpați de moarte? Este vorba că eu pot să mor înaintea voastră. Postiți pentru mine. Nu mâncați și nu beți nimic trei zile, nici ziua și nici noaptea. Spus, voi postiți pentru că eu o să mă bucur de viața. Și abundența și uh, luxul de la palatul regal. Regina a continuat. Eu voi posti împreună cu slujitoarele mele și apoi voi merge la rege, deși această decizie este împotriva legii. Și dacă va trebui să mor, va muri. Dacă, trebui să, dacă va trebui să mor, voi muri. Oamenii care abordează din punct de vedere spiritual crizele, sunt oameni care știu că Dumnezeu poate face miracole. Și ei mai știu că pentru asemenea cauze, și dacă Dumnezeu nu face miracole, merită să mori. Da? Și ceea ce trebuie să concluzionăm din acest text pe care l-am citit, în aceste texte pe care le-am citit, este foarte simplu. Demersul spiritual precedă demersul oficial. Trăim în Republica Moldova, acolo unde trăiești, indiferent de ce țară, te-a ajutat Dumnezeu, te-a călăuzit Dumnezeu să alegi să trăiești, tu trebuie să ții cont de acest lucru, inclusiv drepturile elementare, dreptul la viața lui iudeilor, dreptul la pensia bătrânilor în Republica Moldova. Aceste drepturi da, nu pot fi doar Obținute prin demersuri oficiale, ci demersul spiritual pregătește reușita demersului oficial. Și Estera, după trei zile de post, fără să mai aștepte, fără să mai pregătească, este pregătită să-și riște viața și să intre în curtea Palatului Regelui. Și citim împreună a treia zi. Estera s-a îmbrăcat cu hainele ei de regină și a venit în curtea interioară a Palatului Regelui, chiar în fața Palatului lui. Regele stătea pe tronul imperial, în Palatul lui, cu fața spre intrarea Palatului. Și citim în continuare. El a văzut-o pe Regina Estera stând în curte. Ea a fost agreată și acceptată. Ce înseamnă asta? Din nou a obținut bunăvoința regelui. El i-a întins Esterei sceptrul lui de aur pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful sceptrului, exact cum era protocolul. Și regele o întreabă, ce s-a întâmplat regina Estera? Care îți este cererea Chiar dacă ai cere jumătate din Imperiul meu, cererea ta va fi aprobată. Extraordinar. Ce ai face tu? Dacă superiorul tău, dacă autoritatea, în sfera de influență în care lucrezi, trăiești, ți-ar pune această întrebare. Imaginează-ți. Ai o problemă și cauți o soluție, ai nevoie de o aprobare, te-ai pregătit spiritual, te-ai asumat riscul <coughs> și a apărut momentul wow al veții tale. Oportunitatea oportunităților pe care o dorești atât de mult, de care ai nevoie atât de tare. Ce ai face tu dacă ai în... Nu? Este a spus, sigur, am o problemă și te rog să mă ajut să o rezolv. Și problema este foarte mare și desigur va fi greu de rezolvat. Așa a făcut? Nu. Spiritualitatea precedă oportunitatea. Când ne pregătim din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne pregătește oportunități. Oportunități. Dar oamenii, rețineți, Oamenii care știu să obțină cu adevărat bunăvoința, nu doar încearcă. Oamenii care au învățat să obțină bunăvoința superiorilor, nu se grăbesc niciodată. Știți care a fost răspunsul Esterei? Nici vorbă de problemă. Estera a răspuns: Dacă Regele consideră că este bine să vină astăzi împreună cu Haman, cine? Cu cine? Cu Haman, cel care. A inventat decretul de exterminare a evreilor, cel care a organizat exterminarea evreilor. Dacă regele găsește, că consideră că este bine să vină astăzi împreună cu Haman la banchetul pe care îl am pregătit. Da. Regele știa că regina are o problemă? Știa. Era dispus să rezolve problema reginei? Era dispus, i-a spus lucrul acesta chiar jumătate din imperiu. Dacă ceri, o să-ți îl dau. Regina nici vorbă să-i nu se grăbește să abordeze problema, ci are un plan pentru a câștiga și mai multă bunăvoință. Foarte interesant acest lucru. Cheia este cum să obții bunăvoința. Și continuăm să citim, da? În timp ce petreceau bând vin, regele, da, a venit în acea zi la, a, a, Regele cu omul său de încredere, șeful administrației în care avea atâta încredere regele încât i-a dat inielul și el a avut libertatea să decreteze exterminarea evreilor, a ideilor, da? În timp ce se aflau la masă împreună, regele cu Haman, <laughs> regele o întreabă, care îți este dorința? Desigur, ne a invitat la masă pentru că ai o întrebare. Dorești ceva să obții? Care este dorința? Îți va fi respectată. Ori care îți este cererea, chiar dacă dorești jumătate din imperiu, ți se va aproba. Și Estera îi spune problema? Culmea, nu îi spune problema. De ce? Problema ei era mare. Și avea nevoie să obțină bunăvoință mai mare. Acest lucru este atât de important, oameni Hai să învățăm lecția. Noi avem probleme serioase și ne sunt amenințate drepturile elementare și trebuie să câștigăm bunăvoința. Aceasta este, este foarte... Trebuie să câștigăm o mare bunăvoință, mai mare decât noi ne imaginăm. Și este era, răspunde, nu-i răspunde, nu răspunde la întrebare să spună problema. Este era răspuns. Voi spune care este dorința și cererea mea dacă am beneficiat de favoare favoarea regelui, din nou, bunăvoința. Dacă totuși am căpătat trecere, dacă totuși ești dispus să faci ceva pentru mine, rege, și dacă el consideră că este bine, doresc să îmi accepte dorința și să îmi aprobe cererea. Care cerere? Să vină și mâine împreună cu Haman la banchetul pe care l-am pregătit. Atunci voi face așa cum mi cerut. Atunci îți voi spune ce anume am nevoie. Și cum spuneam la început, afirmam bunăvoința, <gângătă> schimbă totul. Contează așa de mult. A doua zi, în, pa în prima parte a zilei, s-a întâmplat ceva extraordinar, și din comun. Vă rog să citiți acasă din Cartea Esterei, capitolul. 6. Estera, capitolul 6. Citiți și veți afla ce s-a petrecut în prima jumătate a zilei. Apoi, Haman împreună cu regele au venit din nou la masă. Regele a întrebat-o pe Estera și în a doua zi. care este dorința, regina Estera? A treia oară o întreabă acum regele. Se temea să se apropie, a postit trei zile împreună cu tot poporul. Și acum regele insistă, spunem. Care este problema? ia va fi respectată dorința. Ori care este cererea, chiar dacă ai dori o jumătate din Imperiu, si se va aproba. Și acum, Regina simte, trage concluzia că a obținut suficientă bunăvoință pentru a-i spune marea ei problemă care are nevoie de o eficientă soluție. Și noi vorbim despre adevărate probleme și adevărate soluții. Dumnezeu ne ajută să înțelegem, să spunem, aha, să tragem concluzii, să învățăm lecția, iar perioada aceasta de criză este bună în felul lui, este un rău bun în felul lui, Că ne învață lecții pe care nu, ne le, nu, ne, nu le putem învăța în contexte de belșug, de libertate și de abundență. Dumnezeu se ocupă de noi și Regina prinde curaj, are curaj și îi spune: Dacă am găsit bunăvoință din partea ta, Rege, și dacă Regele consideră că este bine, din nou bunăvoință, da? salvează-mi viața. Aceasta este dorința mea. În același timp, doresc să salvez și pe poporul din care provin. Pentru că atât eu cât și poporul meu am fost trădați, ca să fim distruși, omoriți și exterminați. Citiți, vă rog, în, în continuare, textul, ea spune: Dacă am fi fost doar vânduți sclavi, era o problemă prea mică ca să te deranjezi cu ea dar suntem atât de trădați încât este decisă ziua în care vom fi exterminați. Ce spune regele? Regele era pregătit să răspundă la o întrebare. Regele era pregătit să soluționeze problema. Atunci regele ha Hașveroș a întrebat-o pe regina Estera la masă. S-a blocat banchetul. Cine și unde este acela care a planificat să facă acest lucru? Și Esther a răspuns, opresorul și dușmanul este Haman, acest criminal în care tu ai toată încrederea și care stă alături de tine. Este invitatul meu împreună cu tine la masă. Extraordinar. Citiți, vă rog, în continuare. În acea zi, în acea zi, a fost luate măsuri pentru a trage la răspundere pe Haman, în acea zi lucrurile au luat o întorsătură completă și inelul de la Haman a ajuns la unchiul esterei. Estera a primit toată autoritatea, regina a primit toată autoritatea să decreteze un decret pentru abrogarea decretului de exterminare a evreilor și în felul acesta, marea problemă a nedreptății a fost soluționată. De ce? Pentru că concluzia este foarte clar. Trebuie să te protejezi, am spus noi, și să acționezi. Te invit în această zi. Gândește-te serios cum poți învăța mai bine să obții bunăvoința celor care sunt superiori și cum, în timp ce te protejezi, acționezi pentru a ajuta pe cei care nu se pot ajuta singuri.